Bă, băiatule, piedone, clar, vertical. Trecem peste faptul că Piedone vorbește despre el la persoana a treia, căci omul se crede, pe bune, un semizeu. Nu glumesc. Am găsit clipuri în care spune că are legături directe cu Dumnezeu și cu Olimpul. Eu sunt conștient că deranjez, da. Doamne, doamne, bateți-vă cu el. Da, mă. Deci nesonatul ăsta se crede trimisul lui Dumnezeu pe pământ. Adevăratul Mesia, mă! Unde sunt banii dumneavoastră? În Olimpul meu. Omul are banii în Olimpul lui. Pisici albastre, dacă mai îl pupă în dosuleț vedetele alea pe care le plătești, o să crede și că zboară și e zeițul frumuseții. Piedone, versiunea unei munte de rahat ambulant, turcesc bre, că vorbim frumii aici la emisiune, zice că el e vertical. Poate cel mult cumod să fie verticalitatea aia. Piedone, dacă a scos-o, e greu să scoți vorba pe gurița asta. Dacă a scos-o, rămâne vorbă și se duce cu vorba lui în prăpastie, dar nu se întoarce de la vorbă. La marginea prăpastiei ajung aici și dacă am zis vorba, plec în jos. Știu unde o-i cădea, dacă mi-am ținut onoarea, Dumnezeu te ridic la loc. Verticalul ăsta se duce cu vorba până în prăpastie, mă. Și nu se întoarce nici dacă zice Dan Voiculescu, aport. Și beat, și treaz. Piedone nu candidează nici la președinție, nici la primăria capitalei. Deci nu candidează. Of, s-a jurat pe Dumnezeu, care dacă ai onoare, te ridică și alea. Nu, el e pentru oamenii din sectorul 5, mă. Pentru noi, pentru sărmani. Voi candida la primăria capitalei din partea Partidului Puterii Umaniste. Piedone e o hazna de impostură. Doar un alt fost președinte al partidului, Dan Voiculescu, un nesonat care susține că a făcut 8 doctorate și minim 6 facultăți, este cât de cât aproape de el. Sunteți la starea impostorilor cu mine, Valeriu Nicolae. Eu nu am promis niciodată nimic. Singurul lucru care le-am spus alegătorilor mei, că n-am să-i dezamăgesc. Decorul e stupefiant. Omul ăsta care în mod clar s-a pișat pe justiție, mârlanul ăsta mitoman și sociopat, are tupeu incredibil să aibă o cană cu justiție în față și tot felul de icoane în spate. Da, da, mincinosul ăsta patologic, definiția de dicționar a fariseului, fățarnic, mincinos, viclean, perfid, prefăcut, este tot timpul tati cu Dumnezeu în gură că doar rețeta politicianului de succes la noi sunt mitomani, corupți, securiști și plini de tupeu care se închină plin de zmerenie. Mă, cum să zici că n-ai promis niciodată nimic? Sunt zeci de clipuri nebunule în care promiți lucruri. Bă, fie ești amnezic și atunci în puii tăi stai acasă pe pastile, fie ești ticălosul care știm că ești. Mizerie, nesiguranță, poluare, dispreț față de cetățean. N-au făcut nimic, absolut nimic pentru cetățean. Asta ați primit de la primăria sectorului 4. Sunt Cristian Popescu, Piedone. Mă cunoașteți. Începând de mâine dimineață, în fiecare zi amendă. Mă angajez să continui lupta pe care am început-o în urmă cu 12 ani. Sunt decis să-i atac fără milă pe toți cei care vă împiedică să trăiți într-un loc sigur, curat, sănătos și să fiți tratați cu respect. 4 dintr-o lovitură. Omul a promis reabilitarea tuturor blocurilor din sectorul 4. A făcut mai puțin de 11% în 7 ani și parcări supraetajate de 10.000 de locuri, din care a făcut canci, zero, nimic. Faptul că toate râmele din politică, toți melcii ăștia slinoși și tupei sunt nesancționați de biserică și de alegători pentru că se folosesc de credință în avantajul lor, este probabil motivul pentru care un șpăgaș turnător la securitate precum Teodosie este unul dintre cei mai importanți și mai mediatizați reprezentanți ai bisericii. Iar cei mai nemerniși hoți și o mare parte a lor pușcăriași sunt, din gură, foarte credincioși. Piedone, în primul an de mandat la sectorul 5, a dat de departe cel mai mare procent din veniturile oricărei primării a Bucureștiului bisericilor. Mai clar, în 2021, Piedone, primarul celui mai sărac sector, a dat mai mulți bani bisericilor decât au dat alte 4 sectoare,
2, 3, 4 și 6 la un loc. Și nu vă gândiți că doar vrea să-și asigure sprijinul preoților din sector. Vă amintiți de ancheta Recorder despre corupția din biserică? Nu există niciun dubiu că Piedone e mitoman. Dar tipul lui de mitomanie este excepțional până și în țara în care șoșoacă ești senatoare. S-o luăm, zic, de la naștere. Sunt născut în județul Neamț, comuna Parcașa, asta stăjiarul. Moldoven. Moldovean de-al vostru. De-al nostru! Stați că poate nu ați înțeles. A zis, sunt născut în județul Neamț, comuna Farcaș, sat Stejar. Moldovean de-al lor, mă. Răzejdea lui Ștefan. Mai avea un pic și zicea că el e tatăl capului de bou de peste Moldovei. Orașul lui natal e București. Sunt o mulțime de video în care ne zice explicit că s-a născut la București. Ați născut la București? Piedone este foarte atent promovat de televiziuni și vedete. Este drept că primăriile sub conducere lui au fost foarte, foarte darnice cu banii publici dați către televiziuni. Este poate cu cel mai talentat candidat în acest moment, Cristian Popescu Piedone, care da, a lucrat foarte mult. Deci eu sunt fan. Da, mă, cel mai talentat. La ce talentat, bre? La dans din buric, la minții, la șpagă, la ce? Că voi sunteți cei mai talentați la lins, e clar, că doar sunteți de la antene, iar Piedone este șeful partidului lui Dan Voiculescu, ăla din curul căruia nu ați mai scos capul de an bun. Sigur că oamenii au uitat să pună că e reclamă electorală, că doar nu sunt proști. Primarul Piedone a intrat în acțiune, cum îi place lui. Bravo, jos pălăria, trăiască asemenea acțiuni. Știi că... Ce uită măruță să zică este că el era la acel moment nașul lui Piedone și al fiului lui Piedone, Vlad. Ambii niște impostori siniștri. România nu trebuie să mai fie studiu de caz. România trebuie să fie dată ca exemplu. Avem cea mai mare creștere economică după 2 ani de guvernare Victor Ponta. Preacinstitul Dragnea aici, promovându-l pe Piedone și pe Ponta. Ei, de ce Ponta, nepotul unui supersecurist acuzat că ar fi o ofițer acoperit SIE, soția lui, fiica unuia care și el duhnește a securitate, respectiv serviciile externe, Daniel Constantin, altul care pute îngrozitor a servicii la fel ca și Bănicioiu, îl pupa un dos pe buhăil ăsta. Ei bine, Piedone este fiul unui super șmecher comunist legat foarte solid de securitate, omul care a fost în clica foarte selectă a conducătorilor comuniști, un fel de mână dreaptă a lui Gheorghe Gheorghiu Dej. Legăturile tatălui, dar și ale lui cu securitatea, sunt dincolo de orice dubiu. Pe timpul comuniștilor, omul era dus și adus la școală cu Mercedes-ul cu șofer. Mercedes aveau numai comuniștii cei mai importanți și extrem de importanți pentru securitate. Ar fi o extraordinară întâmplare ca tatălui Piedone să nu fi fost un ofițer foarte important și foarte acoperit în direcția de informații externe a securității. Piedone spune că e haiduc pentru că e nepot de haiduc, adică fură de la alții, ține marea majoritate pentru el și ca să nu fie dat în gât, mai dă și la alții un pic. Omul nu a reușit să termine liceul. Să fii dintr-o familie de ștab comunist să nu termini liceul însemna fie că erai un tâmpit, fie un golănaș cu mult tupeu. Golănaș cu pile, căci a ajuns rapid de la spălător de pahare, șef de sală, de restaurant în București și apoi șef la Centrocop. Șef la Centrocop fără liceu, mă, la Casa de Comenzi care deservea elitele comuniste, care nu stăteau la coadă ca toți fraierii. Bă, vă dați seama cum e asta? Mă, șef la magazinul care distribuia păpica ștabilor comuniști, fără liceu. De unde a furat la greu și după ce a fost prins, a amenințat că se sinucide ca să-l scoată taxul din căcat. Omul recunoaște indirect că a fost un hoț. Să-i dea Dumnezeu sănătate lui Ceaușescu. Legea spuneau că ai persabilitate, de exemplu, la un vagon de portocale, aveai o persabilitate de 0,1 nu știu cât la mie. El îmi lăsa 10 lăs de portocale, nu trebuia să fur eu. Să-i dea Dumnezeu sănătate lui Ceaușescu?
Da, mă, asta a zis. Bre, Ceaușescu e mort, diliule, alo! Și cum să zici că legea te lasă să fugi? Mai puțin ne zici că Dumnezeu ți-a spus ție să fii hoț nebun. După 89 s-a descurcat rapid și a ajuns proprietar de 4 restaurante. Tot imediat după Revoluție se pune și cu burțile pe carte și termină glorios liceul în doar 5 ani la 32 de ani. Face și o facultate aproape de București la Petroșani, la zi, ca orice om onorabil care conduce 14 ore dus întors zilnic, stăpânit de duhul cunoașterii. La 39 de ani devine economist licențiat la Petroșani. În perioada studiului intens în economie era și om de afaceri, consilier general la București, inspector la primărie și absolut neșpăgar. În 1998 a primit o locuință socială în centrul Bucureștiului. Bă, omul care avea 4 restaurante și care spunea prietenilor că îi poate îngropa în bani, omul care se dă acum cinstitul lumii și apărătorul săracilor, a luat o locuință socială practic gratis de la noi proștii, folosindu-se de rețeaua semi-mafiotă a foștilor securiști. Locuință pe care a și vândut-o la un profit imens, deși nu avea dreptul să o facă. Închiriase restaurantul, jumate ProTV-ul și jumate evenimentul zilei. Și mai tare, evenimentul zilei, găina cu picioare vii. Găină cu picioare vii, m-a zis. Găină cu picioare vii, asta a zis. La restaurantul lui, jumătate era închiriat de ProTV, condus atunci de securistul ăla de Sârbu, și jumătatea cealaltă de evenimentul zilei, condusă de alt securist. Cei mai tari la vremea respectivă, cum zice asta. Sunt o albină. Albina se duce după floare, după nectar. Ce ai, Diane, cu albinele? Pe bune, cum să fii tu albină? Tu ești cel mult un hoț care te duci ghidat după șpagă. Mă dați înapoi așa și mă dați în sentiment? Te-am dat noi în altceva, dar trebuie să fim politicoși, acilișa. Piedone, când e întrebat despre cum Paștele Pisicilor Roșii PSD-SD a reușit să-și ia 5 categorii de permis auto într-o singură zi, un lucru fizic imposibil de făcut, zâmbește cu aroganța aia tipică securiștilor care cred că pot îngropa orice magistrat în bani, și zice, senin, că nu s-a dovedit că ai făcut ceva ilegal. Mă, și-a luat toate categoriile la Pitești, locul ăla în care s-a demonstrat că se dădeau permise false, unde au făcut o grămadă de oameni pușcărie. S-a descurcat, zice el cu zâmbetul lui de sociopat. Deci ăsta și-a făcut mutație într-un sat din Arget ca să-și dea toate permisele auto într-o zi. A, și mai are un susținător piedone, Vali Vijelie. A, se ghici de unde și-a luat Vali Vijelie permis. De la Pitești, desigur. Alo. Domn primar, se poate? Mare respect. Și din partea noastră, la fel, domn primar, bine v-am găsit. Există un videoclip siderant, regizat cât se poate de evident și de scârbos, cu piedone și Vijelie. Mă, Vali Vijelie, finul lui Nuțu Cămătaru. Ei bine, Piedone se duce cu Vali Vijelie și Vârciu, un alt super apropiat al interlopilor, să dea mită electorală. Mare respect, cum ar zice Vijelie. Întregul clip e o mizerie și într-o țară normală ar fi dus la probleme penale. Dar la noi mitomanii agresivi și sociopați sunt atractivi. E plin de clipuri idiote filmate pentru piedone. Aici unul dintre ele. City manager, viceprimari, posesorii de stație recepție. Toată lumea în mașini. Să vin eu noaptea să văd că nu se cosește, mă? Acum toată lumea, faceți noapte albă, dimineață vreau toate parcurile cosite. Voi, luați-vă coase de la Dedeman, de unde vă duceți să le luați? Titlul e că piedone cosește noaptea. Da, mă, buhăilul ăsta care dacă îl pui să urce trei scări semnea că în propria transpirație,
a cosit toată noaptea, of. Diania a trecut deja prin vreo 6 partide, fiindcă pentru el ideologia contează și nu bani obținut cu orice preț. Din 2009 a fost primar la sectorul 4 și omul de bază al lui Dan Voiculescu, Gabriel Oprea și alți securiști similari. În același an extraordinar, 2009, la doar 20 de ani, fiul domniei sale era deja partener de afaceri cu Daniel Băluță. Da, Băluță, care acum este primar la sectorul 4, că viața e plină de coincidențe norocoase. Minunile familiei Popescu sunt nenumărate, așa că băietul domnului Piedone beneficiază meritat de contracte cu primăria tatălui, duhnește a cinste și devine șeful filialei partidului turnătorului Dan Voiculescu la sectorul 5. Cine este șeful partidului? Taxu Piedone. Închirierea cu 7 bani pe metru pătrat în mijlocul Bucureștiului este una dintre altele micile minuni de care a beneficiat preacinstitul fiu. Acum, juristul lui tata, tot la o bombă de facultate cu diplomă obținută cinstit ca taxul la Petroșani, este deputat pe listele PSD-ului la Suceava, locul ăla foarte important pentru Eugen Bejinariu. Eugen Bejinariu este tartore de la Suceava al PSD-ului și un alt securist sinistru. În Parlament din 2004 și faimos pentru că i-a apărut un izilic de 450.000 de euro prin conturi pe care nu îi putea justifica. Băi, fiul e atât de impostor încât a copiat cuvânt cu cuvânt până și propriul CV. Fica lui Piedone este consilier la sectorul 4 unde tatăl a fost primar și fratele partener de afacere cu primarul actual. Șerban Andrei, ginerele, este consilier local la sectorul 5, unde acum Piedone e primar. Cârlugea Iulian, nepotul lui Piedone, este administrator public la primăria unchiului. Concubina lui este șefă de serviciu la primăria sectorului 5. Mama ei are o firmă care are contracte cu statul, respectiv cu sectorul 5, unde lucrează fratele, respectiv fiul doamnei, exact, la infrastructură sector 5. Alexandra Felicia și ea, nepoata lui Piedone, lucrează, da, la primăria sectorului 5, directoare. Soțul ei are o firmă care are 6 milioane de euro în contracte cu statul, majoritatea cu sectorul 5 de când unchiul neveste e primar. Cârlugea Liviu, al nepot, este director executiv la Poliția Locală, sector 5, instituție condusă tot de unchiu. Fosta nevastă este directoare la primăria sector 5. Cârlugea George, al nepot, este consilier local la sectorul 5, iar nevasta este consilieră locală la sectorul 4. Bă, zici că primăria este o boală venerică care face ravagii în familia ăstuia. Despre familia lui Cristian Popescu Piedone se poate scrie un roman al rețelelor semi-mafiote securiste. Declarațiile lor de avere sunt niște mizerii. Relațiile cu clanurile interlope sunt și ele un subiect despre care ar fi mult de spus, căci de la Bercea Mondialu până la Nuțu Cămătaru, Piedone a asigurat. Trebuie să încetăm de a avea orgolii sau principii. Ne vedem interesul. Asta zice Piedone. Poate nu a priceput, dar omul spune... Trebuie să încetăm de a avea orgolii sau principii. Trebuie să ne vedem interesul. Mă, interesul lui Piedone e să fure, să se descurce, să mintă, să facă orice pentru a-și păstra puterea sau a avea și mai multă putere. Probabil mulți nu au știut cine e Piedone, căci a fost votat de 84% dintre cei care au votat. Acum știți, doar hoții votează, hoți știind că ăia sunt hoți. Nu fiți hoți, mă. Și băi, Piedone, hai sic tir, mă.